Salutare și bine v-am găsit în biseria, eu sunt Mihai și astăzi vă arăt ce puteți face dacă nu vă funcționează touchpad-ul la laptop în Windows 10. Se dă una bucată laptop de gaming primit de la Liviu în decembrie. Liviu mi-a zis, scoate SSD-ul cu datele mele, pune SSD-ul nou, instalează Windows 10, vezi cum merge. Am instalat Windows 10 și marea mea surpriză a fost că nu merge touchpad-ul. Și am zis, bă, dacă l-ai fi stricat eu când am schimbat SSD-urile între ele. Nu o să-l sun pe Liviu să-l întreb că mi-e cumva jenă, poate am făcut eu o boacănă, dar l-am întrebat așa, băi, ție ți-a mers vreodată touchpad-ul? Păi, parcă a mers la început, după aia n-a mai mers. Ok. Am luat din nou sticul de instalare cu Windows 10, am încercat să-l instalez din nou și, surpriză, touchpad-ul mergea chiar în timpul instalării. Și am zis, băi, o fi ceva din Windows. Am lăsat Windows-ul să se instaleze și, surpriză, după câteva restarturi, n-a mai mers touchpad-ul. Ce am observat e că își făcea update la driverul de touchpad. Deci din driverul stock cu care venea Windows-ul, se pare că făcea update la un driver de la Asus. Driver de la Asus, care, deși era de la Asus, și bănuiesc că era pentru modelul ăsta de touchpad, surpriză, nu funcționa. Touchpad-ul pur și simplu era mort. Orice aș fi făcut, că scoteam mouse-ul extern, că puneam mouse-ul extern, în orice fel de condiții, touchpad-ul nu mergea. Și am zis, băi, o fi un driver prost. M-am uitat pe net și se recomanda un update la acest driver. Am făcut update-ul la acest driver și tot nu mergea. După care, am mai făcut eu încă un update la driverul de touchpad din Device Manager. În final, touchpad-ul mergea, doar că era un touchpad basic. Nu aveam niciun fel de gesturi pe el, nu puteam nici măcar să scrollez cu două degete, nu puteam să fac zoom, nu puteam să fac absolut nimic. Deși, în softul de la Asus, sunt tot felul de gesturi. Gesturi care nu funcționează, pentru că touchpad-ul nu funcționează el în sine, când e softul ăla instalat, cu tot cu driverul de la Asus, și când i-am updatat driverul manual din Device Manager, cumva merge. Dar nu prea. Și am început să mă gândesc, băi, dar n-ar exista un driver de la producătorul touchpad-ului? Adică, ok, Asus își face un driver al lor custom cu niște gesturi custom, am înțeles, dar nu există un driver de la producătorul touchpad-ului și, surpriză, există. Pentru că touchpad-ul de pe laptopul acesta este produs de Elantec. Sunt și touchpad-uri care sunt produse de Synaptics, dar procedura este identică. O să vă pun un link în descriere de unde puteți descărca driverele pentru ambele tipuri de touchpad-uri. Ori mai fi și alte tipuri de touchpad-uri, sincer, dar eu pe astea două le-am văzut. Ori mai fi și alte tipuri de touchpad, dar eu, sincer, de astea două firme știu că mai cunoscute. Procedura de update este în felul următor. Cum vă spuneam, Asus își branduiește cumva touchpad-ul și spune că e un touchpad făcut cumva de ei, este Asus touchpad, nu este Elantec touchpad. Dar chestia asta se poate rezolva foarte simplu. Iată cum am rezolvat foarte simplu această problemă. Am dat click dreapta pe butonul de start, apoi Computer Management, apoi Device Manager, dăm aici Expand și vedeți că mi-apare Elan Input Device for WDF. Click dreapta, Update Driver și în cazul în care era driverul de Asus, dădeam aici click pe Browse My Computer for the Driver Software, Let Me Pick from a List of Available Drivers in My Computer și aici vedeți că am Asus Support Device, Logitech PS2 Port Mouse, Microsoft PS2 Port Mouse, PS2 Compatible Mouse. Niciunul dintre aceste drivere nu este bun. Dacă pun driverul de Asus, evident nu o să mai funcționeze touchpad-ul. Așa că dau click aici pe Have Disk, click pe Browse și mă duc pe Desktop și vedeți că am aici folderul Driver Elantec și alegeți primul driver, în cazul meu ăsta a funcționat. Și după aia o să observați când dați OK și Next, că o să vă spună Installing this device driver is not recommended because Windows cannot verify that it is compatible with your hardware. La mine a mers și la voi s-ar putea să meargă dacă aveți touchpad de la Elantec sau dacă aveți touchpad de la Synaptics. Dacă aveți laptopuri de la Asus, majoritatea au touchpad de la Elantec. Dacă aveți laptopuri de la HP, majoritatea au touchpad de la Synaptics. Puteți lua ambele drivere și să încercați diverse variante. Și ca să vedeți că și funcționează, o să mă duc în System Settings, Touchpad Settings și vedeți că am și zice Your PC has a precision touchpad, touchpad on și toate chestiile astea legate de gesturi. Totul funcționează. Cam ăsta a fost și videoul de astăzi. Dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să dați un like. Poate strângem și noi 100 de like-uri, cine știe. De asemenea, dacă aveți un prieten care nu-i merge touchpad-ul pe Windows 10, îi puteți arăta videoul ăsta. Poate l-ajută. Nu garantez că va merge pentru toată lumea. Și, bineînțeles, dacă sunteți noi, dați un subscribe și apăsați și clopoțelul ca să fiți notificați când postez. O zi frumoasă. Ne vedem data viitoare.